Emoții pentru absolvenții de licee. Începe sesiunea de bacalaureat. Pentru sesiunea iunie-iulie, înscrierile au avut loc până în data de 31 mai, iar cele pentru sesiunea august-septembrie vor avea loc în perioada 15-19 iulie, potrivit unui ordin al Ministerului Educației Naționale. La sesiunea de bacalaureat din acest an în județul Timiș participă 7427 de elevi care au terminat clasele a 12-a și a 13-a până la 31 mai. Prima sesiune a bacalaureatului va începe în data de 10 iunie, cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, care se desfășoară până pe 12 iunie. Cea de-a doua probă de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală la limba maternă se va susține între 12 și 14 iunie, iar evaluarea competențelor digitale între 17 și 21 iunie. Proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională se va desfășura între 25 și 28 iunie. Probele scrise vor începe în data de 1 iulie cu limba și literatura română, care va fi urmată în 2 iulie de proba la limba maternă și în 3 iulie de proba obligatorie a profilului. Proba scrisă la alegerea profilului și specializării se va da pe 5 iulie, iar rezultatele vor fi afișate pe 8 iulie până la ora 12. Tot în aceea zi, până la ora 16, se vor putea depune contestațiile. Rezolvarea acestora se va face între 9 și 11 iulie, iar afișarea rezultatelor finale pe data de 12 iulie. Așteptăm în jur de 7.000 de elevi care au finalizat cursurile în clasa 12, a 13, respectiv a 14, a rută progresivă, să fie înscriși deja în această etapă. Sigur că ne așteptăm și la un număr semnificativ de elevi din seriile anterioare și nu putem decât să avem convingerea că procentul de promovabilitate în acest an va fi ușor peste cel de anul trecut pe întreg teritoriul țării au fost deschise 100 de centre de BAC, în care vor susține examenele aproape 29.000 de candidați. În acest an, pentru sesiunea de BAC a laureat, statul va cheltui 12 milioane de lei, dintre care 7 milioane pentru instalarea unui sistem centralizat de supraveghere video. Ministerul Educației a dat asigurări că în centrele de BAC semnalul telefonelor mobile va fi bruiat, iar dacă va fi necesar, vor fi instalate detectoare de metale. În județul Timiș, la sesiunea din acest an, la bacalaureatului sunt implicați aproximativ 1600 de profesori dintre care 1000 sunt supraveghetori și 600 de evaluatori fiecărui profesor pentru fiecare examen supravegheat i se acordă 20 de lei